acum, ce trebuie să vă spun? Ultimele zvonuri spun așa, domnule, nu mai aveți ședință dumneavoastră parlamentară extraordinară, că s-a sucit Dragnea. Da, dacă aveați ședință extraordinară, care nu știm dacă o aveți sau nu aveți, s-ar putea să fie avut o problemă. Pentru că PSD-ul și ALDE vreau să abiliteze guvernul să dea ordonanțe de urgență, iar culmea, una din aceste ordonanțe de urgență s-ar fi referit la ce? La înființarea fondului suveran de investiții. Ați auzit? Domnul Ionașcu, de fonduri. E o altă jonglerie și eu aici dau dreptate unei părți a mass media care a atras atenția, chiar citeam și seara trecută, de al doilea jaf programat al României și, bineînțeles, să mai fure și cea mai rămas în România. Lucrurile acestea sunt bine știute și mai ales că sunt surse care afirmă că, de fapt, Fondul Suveran de Investiții ar fi cel care și-ar însuși în dreptul statului român părțile de acțiuni. Și atunci, haideți să aflăm ce e Fondul Suveran de Investiții și care e șmecheria pe aici, că eu nu văd. Acum deja eu nu mai cred. Orice ordonanță de urgență în România are în spate o șmecherie. Poate ne explică consultantul în management Valentin Ionescu. Bun găsit, domnule Ionescu. Bună ziua. Am greșit eu spunând că orice ordonanță de urgență are o șmecherie în spate? Eu nu-mi permit să spun asta. Suntem diferiți. Da, încerc să argumentez. Dumneavoastră trebuie să mă întrebați ce este cu acest fond suveran. Sigur. De fapt sunt două, nu unul. Pentru că programul de guvernare al PSD menționează înființarea două fonduri suverane, având surse diferite. Acum, obiectivele ele sunt deja stabilite în acest program de guvernare, dar ele nu, cum să vă spun, contravin, de fapt, unor principii financiare. Și nu mă refer doar la principiile financiare stabilite la Santiago în 2008, care a fixat niște reguli general unanim acceptate pe plan internațional privind funcționarea fondurilor suverane, și mă refer pur și simplu la niște reguli elementare financiare de eficiență și care se țină cont de randamentul unei investiții. Adică dacă un fond de genul ăsta plasează bani undeva, s-o facă cu folos, s-o facă cu un profit așteptat. E bine, acest lucru nu se cunoaște pentru că în programul de guvernare, deși se vorbește de rentabilitatea investițiilor unui asemenea fond, în realitate nu există niciun fel de rentabilitate, pentru că acolo se discută de construcția de spitale, ca să vă dau un exemplu, sau de finanțarea CFR Marfa și de Tarom. Asta ar fi de fapt. Da? Mă auziți? Vă auzim, am rămas pe gânduri. Așa scrie, din păcate, în programul de guvernare, n-am scris eu. Eu citesc, sau mai bine zis, nu vă citesc acum, ci ce am citit în programul de guvernare al PSD-ului. Da? Asta este. Acum, problema este care ar trebui să fie miza. Dacă tu folosești banii unor firme de stat rentabile, ca să finanțezi firme de stat nerentabile, atunci le-ai distrus cu alea rentabile. Pe de altă parte, dacă vrei să faci niște plasamente, să spunem, rentabile în România sau în străinătate, nu e nicio nenorocire, o poți să faci asta, dar eu am văzut așa ceva. Da? Deci asta ar fi problema acum, dar miza ar putea să fie, până la urmă, chiar managementul activelor unui asemenea fond, pentru că, cum s-a văzut și din înființare altor fonduri de investiții, chiar dacă nu se numeau fonduri suverane, miza a fost pe managementul activelor unui asemenea fond. Adică și șeful la bani. Ulterioare. Șeful la bani. Cine e șeful la bani, nu? Mai gros. Nu numai la bani, ci pe informații. E, bine, dincolo de asta. E adevărat. Da, adică ai informații de primă mână cu privire la activele pe care le gestionez. Și atunci e normal că miza se mărește foarte mult. Dar e normal totuși să nu faci o dezbatere publică pentru înființarea unui organism atât de important, acest fond de investiții. Adică, totuși sunt banii românilor pe acolo. Problema dumneavoastră puteți să
puneți aceeași problemă cu privire la toate actele normative care intră acum în ședință de guvern. S-a discutat vreuna public? Păi nu, domnul Ierașcu, dați înțeles. Acum știți ce fac ăștia? Domnul Ionescu, îmi cer scuze, știți ce fac ăștia? Ăștia dau în presă pe surse, noi le tocăm ăștia din media și ăștia zic, gata mă, uite dezbaterea publică, dă-i drumul, gata. Cam asta-i. Da. E otrăvită. Da. Eu, mă rog, nu-mi permis să spun mai mult decât atât. Adică dacă am ca sistem de referință legea transparenței decizionale, acolo îmi spune foarte clar că indiferent de proiectul de act normativ, acesta trebuie publicat, se pune în dezbatere publică 30 de zile, că e HG, că e lege pe ordonanță, n-are importanță, și lumea trebuie să vadă și să exprime opinie. Da. În mod evident, niciunul dintre actele despre care am aflat în presă că urmează să fie introdus în ședințe de guvern, nu a respectat această procedură legală. Dar ce suntem noi să ne punem contra bunăstării românului? Bun. Acum, eu nu fac caz doar de procedură legală, ci pur și simplu atrag atenția cu bună cuvință și cu bună credință că înființarea unui fond, fără să aibă niște obiective precise pentru care l-a înființat, fără să existe niște principii foarte clare, fără să existe totodată criterii de selecție a managerului acestor active, nu este în regulă. Deci problemele astea trebuiau deja dezbătute într-un text care să fie publicat în prealabil. Iar pe de altă parte trebuia să vedem și lichiditățile, pentru simplu motiv că un asemenea fond trebuie să aibă totuși niște lichidități. Nu poți să-l faci exact ca un SIF în anii 90. Da, domnul Ionescu, bun. Ăla nu e fond suveran. Să spui că ai pus acolo niște vouchere și niște titluri de valoare. Da, aia este o glumă. Da, nu știm dacă e glumă sau e serios, vom vedea. Mulțumesc pentru precizări. Da. Domnule, spuneți și mie, că până la urmă, nu știu, de ce țin atât de mult cei de la PSD și al de la acest fond suveran de investiții? După părerea dumneavoastră, că umila în părere ați auzit-o. Eu acum o să citez din declarațiile politice ale celor care intenționează un astfel de instrument. Înțeleg că destinația banilor care s-ar strânge într-un astfel de fond de investiții sunt investițiile. Investiții care nu sunt explicate. E vorba de investiții publice. Este vorba de modernizarea și tehnologizarea unor firme ale statului care să întoarcă înapoi banii? Pe de o parte. Pe de altă parte, înțeleg că aceste firme care ar fi guvernate sau care contribuie la formarea acestui fond de suveran, sunt cele care contribuie la bugetul consolidat al statului. Odată luați banii de acolo și duci în fondul de investiții, ne punem pe bună dreptate întrebarea ce se întâmplă cu banii aceia, fiindcă scapă controlului Ministerului Finanțelor Publice și, bineînțeles, transparenței în final. Al doilea rând, cu ce vom completa, cu ce venituri vom completa acel gol care se creează datorită scoaterea acestor venituri din bugetul consolidat al statului? Astea sunt lucrurile care trebuie lămurite. Dar și asta se face luăm așa mai de la țară, așa, mai pe după blocuri, a? Și să spunem așa, nu știu, ce să spunem, domnul Ardălean? Ăștia vor să-și facă o jucărie, să lucreze niște bani, da? Sunt niște societăți în faliment, le dăm o infuzie de bani ca să mai furăm și noi ceva pe acolo, că așa e în tenis. Le dăm de funcții și loc de furat la băieții lipitori de afișe, trăiască România. Da, am zis eu bine? Da, aveți perfect dreptate. Numai dați-mi voie să fac două mențiuni înainte. Unu, zilele trecute mă uitam, pregătesc din nou o vizită pe America și mă uitam pe calendarul la Congres și la Senatul American. La ei, la începutul anului, de fapt nu la începutul anului, de la încheierea anului, se știe pe tot anul ce vine exact când sunt zilele în care se vor întâlni. Atât Congresul cât și Senatul American. Când e cu albastru în calendar, poate aveți curiozitatea să vă uitați, nu pleacă unul de acolo nici să-i picul cu ceară. Când nu o să facă nimeni o sesiune extraordinară decât dacă a luat foc jumătate din California sau dacă s-a întâmplat un cutremur național sau dacă i-a atacat cineva Statele Unite. Altfel nu sunt sesiuni extraordinare.
Deci chestia asta cu intenția lor de centralizare, cu Elcenu, cu nu mai știu ce, cu intenția de naționalizare a diverselor companii, cu intenția de a crea fonduri de suverană de investiții, care are toate idei comuniste. Toate idei comuniste, adică să ne înțelegem. Și eu am spus chestiunea respectivă, domnule, partea cu naționalizarea, cu mai liberare decât credeți dumneavoastră. Liberalismul promovează ce? Business-ul, afaceri, deci, banul la buzunar. Dincolo de chestiunea asta, acest tip de procedură parlamentară, extrem de nu știu cum să vă zic, nepotrivit, balcanic, îmi pare rău că trebuie să folosesc niște termeni, dar nu pot să spui, intenționez, asta a fost SNS-ul care l-a trimis, intenționez să convoc Parlamentul între 2 și 4. Dar biroul permanent se întâlnește mâine la ora 2 și convocare pentru mâine la ora 4, dacă se va întâmpla această convocare. Adică, domnule, și ăla de la Iași și să aibă avionul în spatele curții, cu motoarele pornite și să fie gata de plecare. N-are cum să ajungă până la 4 în Parlament, când la 2:30 va fi convocarea făcută. Deci chestiunile astea nu se întâmplă nici într-un stat civilizat. E o, pur și simplu, bătaie de joc a parlamentarismului românesc. Doi, pentru ce? Pentru că doamna Firea sau mai știu eu cine mai doresc să mai fac o naționalizare? Păi asta e chestiunea în discuție. Dincolo de chestiunea asta, se creează haosul ăsta cu țopăiala în visa domnului președinte Klaus Iohannis economică, în care facem asta, nu o facem, iar o facem, iar nu o facem. Dom'le, și dacă n-ajung să pun în practică toate prostiile care le spun acum, faptul că transmit aceste mesaje pe diverse nișe în sistem, creează haos. Dar am ajuns și la concluzia care o spunea dumneavoastră, că din haos se fură bine. Adică, nu știu, probabil că asta este păi intenția, praful aruncat în ochi. Este la manual acum, dacă o luăm de la Sulță, care a scris Arta Războiului, ăla a zis, domnule, trebuie să faci o, acum dă un caragiale, o manoperă să intimideze niște hotărâți. Am și eu o întrebare. Îi se aruncă, vorba domnului Ardana, tot felul de petarde de-astea, care fac poc și dau lumină multe. Noi suntem românii, buibăciți, așa, zăpăciți, așa. Ba cu aia, ba cu aia, ba cu pensiile, ba cu aia. Ce fac ăștia? Ce ascund, de fapt? Ascund ceva sau fac din... Ce ascund ei? Că sigur ascund ceva, dar e treaba lor. Eu mă duc și trebuie să fiu de acord cu domnul deputat și zic așa. Lumea e needucată. Și dacă ești needucat, tu nu știi la ce să te uiți. Acum, noi sigur că cât de cât, acum am aflat și eu cam cei cu fondul ăsta suveran, hai să zicem că știu, acum ce pot eu să fac? Nimic. Dar vă întreb, doamna de la Văscăuți, care spală acum rufele, o interesează? Sau pe domnișoara care tocmai își pune pantofii în luxoasa mașină și pleacă la mama aia, că na, se duce și ea pe o plajă privată, o interesează? Aia care s-a dat jos din pier. Aia, da, aia care s-a dat jos de unde s-a dat jos sau s-a urcat unde s-a urcat. Pe cine interesează această informație? Ne interesează pe noi cetățenii? Nu, nu ne interesează pentru că nu suntem educați să ne intereseze. Pe noi să ne intereseze din 4 în 4 ani dacă mai primim o punguță de făină, dacă mai avem un concert, dacă mai dansăm o horă în jurul celui care candidează. Și atunci, dacă nu ne interesează, domnii aceștia care sunt mai deștepți, nu că întotdeauna ni s-a spus că ei sunt un pic mai bine pregătiți decât noi, își fac treaba. Ceea ce ar trebui să salutăm este că vor crea locuri de muncă, vor face, nu o să ceară niște, eu știu, titularizări corecte, o să facă o selecție bună de personal, o să angajeze secretare competente, director competent și o să aibă grijă de acest fond suveran. Asta e problema. Da? Deci noi suntem tendențioși acum, dăși și creează un institut în care vor avea locuri de muncă. Nu fiecare dintre noi ne putem depune CV-ul în mâine. Eu cred că ciudă că nu l-au inventat liberalii când au fost la putere. Și mie mi-e ciudă că nu l-am inventat eu, că vă dați deci salariul. Deci nu știu să faceți chestia asta și să salvați poporul român de faliment. Te uiți la toți macroindicatorii economici care sunt în cap, toți. Deci absolut toți macroindicatorii sunt în cap. Te uiți la ăștia și vii și îl asculți pe Toașu Dragnea, care vine și spune următoarea chestiune. Domnule, vom face chestiunea respectivă. Pe bun, dar spuneți care sunt detaliile, care sunt demersurile. Nu. Acum intrăm într-o dezbatere. Noi o facem de mâine, dar intrăm într-o dezbatere după aceea de poi mâine și facem vedem dacă e bună, dacă nu e bună. Domnule, dă-ne un impact bugetar, ceea ce am spus și anul trecut. Domnule, dă-ne un impact bugetar. Nu ne pune să votăm o chestie fără impact bugetar. Păi stați puțin că impactul bugetar nu-l avem. Păi și când o să-l aveți? Adică noi astăzi o votăm, mâine o revocăm, cealaltă zi propunem altceva și toate chestiunile respective nu fac altceva decât să crispeze piața,
Toată piața este crispată în momentul acesta. Uitați-vă pe suma de valori. S-au ascuns bani în România, domnul Ardelea. Investite în România, nu. Uitați-vă după aceea pe tot ceea ce înseamnă investițiile făcute de către stat în infrastructură, în toate aceste chestiuni care nu sunt făcute. Normal că au bani la buget pentru că ei nu mai fac investiții. Corect. Adică dacă nu mi-i întrețin calea ferată, normal cum să primesc bani, că eu plătesc. Știți că hai să luăm discuția exact de aici, da? Vin declarații peste declarații, bunăstare peste noi, de nu mai știm cum să o primim. Deja eu mi-am luat un portofel mai mare. Acum nu știu ce se va întâmpla. Dar de aici plecăm și dacă dumneavoastră, păi, poate ajutăm industria de portofele din România, da? Dacă dumneavoastră veți înțelege ceva din ce vom discuta noi după publicitate, veți da fuga la magazinul din colț să vă luați portofele, că vine bunăstarea peste noi. Răstim, vă spunem, atenție la porumb. De ce la porumb? Nu la ăla de crește pe câmp. Ăla de mâncați voi pe plajă. O să vedeți de ce după publicitate. Revenim în câteva minute.